Deci e normal să știi cine face parte din adunare. Deci, de exemplu, eu cum aș putea, zice, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Păi dacă nu-i din adunare, pot să mă duc să fac asta? Fac asta la oricine din lumea asta? Evident nu, că spune să spun asta fratelui meu, nu? Sau când Pavel spune, dați afară pe răul ăla din mijlocul vostru. De unde? Din mijlocul lor. Pavel nu se vrea să-l scoți de urechi din adunare. Că nu poți să oprești pe cineva să intre în clădirea adunării. Deci noi nu vorbim de clădirea adunării, că nu oprim pe nimeni, oricine, cum ați spus. Oricine e bine primit aici. Evident când Pavel spune asta se referă din părtășia adunării, nu din clădirea adunării, care sunt două lucruri diferite, da? Sau de exemplu, noi am putea primi pe oricine la cina Domnului? Oricine are dreptul la cina Domnului? Evident că nu, cina Domnului este o rânduială a adunării, care arată unitatea tuturor copiilor lui Dumnezeu, a credincioșilor, da? Nu oricine pe stradă poate să vină să stea la masa Domnului, da? Sau de exemplu, în Fapte zice că cei ce au primit provăduirea au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor, deci să știa care este numărul. S-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Deci știa și care e numărul care exista deja și să știa și numărul care s-a adăugat. Deci acolo era ceva precis, nu era așa... Da, e acolo adunare, dar câți frați sunt pe acolo? Mă, nu știm, că nu știm exact cine e parte din adunarea aia. Mai sunt mai mulți câteodată, câteodată mai puțini. Nu exista chestiunea asta. Da? Deci să știa cine să ia dinăuntru și cine sunt cei din afară, da? Uite, vă dau un exemplu. Apropo de asta, zice să veghem unii asupra altora. Cine sunt ăștia? Unii asupra altora. De unde sunt ăștia unii asupra altora? Noi din biserică față de cei de afară? Nu! Unii asupra altora din adunare, da? Zice, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Pe cine? Pe cei din lume? Nu! Să nu părăsim adunarea noastră! Cine să ne-o părăsească? Tanti Maria, nu știu dacă este Tanti Maria care e din lume și merge la popă? La ea se referă? Nu, că ea nu e din adunarea care să o părăsească. Poți să părăsești ceva ce nu e a tău? Dacă zice, pruncul lucrătoare o părăsește casa. Păi dacă el nu a făcut niciodată parte din casa aia, cum o putea să o părăsească? Dacă el măcar nu-i pruncul lui. De asta nu a fost niciodată acolo. Evident că când vorbește autorul se referă la oameni care sunt din adunare. Ci să ne îndenăm, ne auziți, unii pe alții, cu cât vedeți că ziua se apropie. Care unii pe alții? Din adunare, nu? Unii pe alții din adunare. De ce știau cine sunt ăștia unii și alții, nu? Sau de exemplu zice la prezbiteri, ascultați de mai mari voștri. Cine se ascultă de mai mari? Cui zice? Cei din adunare. Păi zice, dar eu nu sunt din adunarea asta, nu ascult de ei. Păi tu de unde ești? A, eu sunt de undeva. Păi stai, nu? Și zice, fiți-le supuși că cei priveghează asupra sufletelor voastre. Cum poate un bătrân al adunării să privegheze asupra sufletelor cuiva că el dacă nu știe că sunt din adunare? Da. Zice așa, că ce au să dea socoteală de ele. Dumnezeu le ia pe fratele Valer sau pe cine o fi. Zice, bă, tu dai socoteală, ai stat acolo 10 ani bătrân în adunare sau prezbiter și n-ai avut grijă de suflete. Păi l-au fost din adunare? Păi da. Păi eu n-am știut că e din adunare. Păi ce știu tu? Păi n-am știut că la cine mai venea, câteodată nu mai venea, venea jumătate de an, după aia nu mai venea, n-am știut dacă a fost. Când am întrebat pe frații, eu zic că nu știm dacă e din adunare. Păi cum poți priveghezi asupra cu sufletul lui și mă trag la răspundere când el nu a fost din adunare? Înțelegeți, toate lucrurile pe care Biblia le spune despre adunare arată că adunarea este formată dintr-un grup precis de oameni. Noi știm, acum sunt 30 sau 20 sau 19 sau 18. Unul s-a mutat la oraș, nu mai vine. Unul s-a dus în lume, nu mai vine. Noi știm dacă mai este sau nu mai este. Deci adunarea are responsabilitatea de a ști cine sunt oamenii din adunări. Sunt, v-aș putea citi 10 de versete din Biblie care demonstrează lucrul ăsta. Altfel nu poți să împlinești nicio responsabilitate. Să ai grijă de văduve, să prezbiterul să aibă, să supravegheze sufletele, să știi cine e la cina Domnului și cine nu e la cina Domnului, să mustri pe fratele tău un caz grav, de scandalos, de păcat, să dai afară din mijlocul adunării, dacă el nu știe dacă e de acolo, nimeni nu poate să ia nicio atitudine împotriva lui. Aproape nu poți împlini nicio responsabilitate a bisericii dacă nu știi cine e din adunarea respectivă. Deci e foarte importantă chestiunea asta, din punctul meu de vedere, evidentă în toată Biblia. Vă citesc ceva din Fapte 5 cu 12. Primâinile apostolului se făceau multe semne și minuni în orod. Toți stăteau împreună în privorul lui Solomon. Cine sunt ăștia toți care se adunau în privorul lui Solomon în Fapte? Cine sunt? Cei din adunare. Și ascultați. Și niciunul din ceilalți, cine sunt ceilalți? Evident, dacă e adunarea, însă alții. Nu cutezea să se alipească de ei. De cine? De adunare. Deci se face distinție foarte clară. Ei
și ceilalți. Dar norodul îi lăuda în gura mare. Și ascultați, numărul celor ce credeau, deci să știa numărul lor. În cei ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Da? Deci se știa exact care era dinamica acestei adunări. Deci se știa exact care sunt lucrurile. Altfel, nu poate să funcționeze, cum s-a spus deja din 1 Corinteni, nu poate să funcționeze mădularele corect între ele dacă nu se știe cine și ce îi și ce face. Vă întreb, este vreo diferență între membrii adunării sau frații din adunare și prietenii care vin de obicei? Este sau nu este? Păi cum să nu fie? E o diferență elementară. El nu știe dacă și-a pus încrederea în Domnul Iisus, dacă s-a pocăit. Despre ceilalți știi. Acum, dacă eu m-aș duce și-aș spune la un prieten care el nu știe dacă e mântuit, e așa, e și el în căutare și zic, de ce nu vii la cina Domnului? Vi s-ar părea normal să le iau la întrebări? Băi, nu, e absurd! Poți să le iau la întrebări și să-i spun, de ce ai părăsit adunarea? Cum au unii obicei? Și care e adunarea? A noastră? Păi și, de când ești eu un membru în adunarea voastră? Înțelegeți? Nu pot. Te duci la ea și spui, am venit ca prezbiter al adunării din care tu faci parte să discutăm. Ce? Ce treabă are ea? N-ai niciun drept asupra ei. Chiar nu s-a pus niciodată sub autoritatea prezbiterilor din adunarea aia. Adunarea nici nu are măcar prezbiteri. Înțelegeți? Nu funcționează. Uite, sau te duci și spui, uite, ca fratea tău sau ca sora ta, după cum spune Biblia, dacă fratele a păcătuit, du-te și mustră, am venit să te mustru. Ce soră? Ce frate? Cine? Cu ce e frate aici? Înțelegeți? Dacă ea nu e în dinamica sau el nu e în dinamica asta, nu pare rost nimic din ce spune Biblia. Deci premiza, presupoziția, temelia este că noi trebuie să recunoaștem unii despre ceilalți și să știm unii despre ceilalți cine este parte din frățietatea asta, din părtășia asta. Vă spun o situație foarte serioasă acum. De exemplu, noi ne-am mutat de la Zalău. În mod normal și natural, când frații m-au întrebat, în ce adunare o să te duci? Păi mă duc în adunarea de la șasa. Bun, în mod normal, ei îmi trimit o scrisoare de recomandare. Eu nu vin eu, poate am plecat cu dezbinare de acolo. Poate am curvit. Poate am furat din banii adunării pe care am administrat. Poate am plecat cu probleme și nu vin aici și mă dau mare predicator în timp ce eu am probleme grave pe care le-am generat în altă adunare și ar trebui să fiu pus sub disciplină. Poate de asta am fugit. Și atunci, în mod normal, adunarea mă trimite cu o scrisoare. Da? El a fost membru în adunarea asta și a plecat în pace și în liniște, s-a mutat din pricina nu știu ce. Și eu vin și spun, mă, fraților, voi ați lăsat, vă întreb, ați lăsat duminică dimineață să predice la amvon cineva care e curvar și hoț? Și știți sigur că e curvar și hoț. Care a făcut dezbinare într-o adunare, l-ați lăsat să predice? Eu l-aș coborâ de acolo. Ascultați-mă, fără nicio frică, l-aș coborâ de acolo. Fără nicio frică. Și normal că nimeni nu l-ați ascultat. Spune, bă, ăsta vine să ne spună nouă. Deci înțelegeți ce important este lucrurile astea. Să nu sunt lucruri așa aiurea lăsate de Sfânta Scriptură, strasate ca să țină o rânduială. Așa o numește. Te-am lăsat în Creta să rânduiești ce rămâne de rânduit și să pui prezbiteri în fiecare cetate, care să supravegheze viața adunării.